Aș vrea în această dimineață să vă pun înainte un singur verset din Romani, capitolul 6. Și anume era ultimul verset din acest capitol. Înainte însă de a intra în acest verset, sunt două lucruri care vreau să le spun preliminar. Și anume, voi folosi de mai multe ori cuvântul Evanghelie. Și termenul acesta poate să însemne multe în mintea noastră și de asta vreau să-l precizez. Știți, el poate să însemne una din cele patru cărți din Noul Testament, poate să însemne cartea care o folosește în anumită procesiune, preotul e Evanghelia Mare, cartea frumoasă care o scoate din altar și așa mai departe. Acum o săptămână am citit chiar că sistemul de inteligență artificială al armatei israeliene cu care definește țintele în traducere, spunea Hot News, se numește Evanghelia. Evident nu vor vorbi despre asta. Dar ce înseamnă Evanghelie? Ce înseamnă cuvântul Evanghelie în auzul celor cărora le scria Pavel în Noul Testament? Însemna o veste extraordinar de bună. Extraordinară. Da? De exemplu, ce ar însemna astăzi pentru noi ceva care am putea să numim Evanghelie din perspectiva unei vești? Să aflăm că Rusia a decis să se retragă din teritoriile ocupate, să-și vadă de treabă, să oprească războiul și să fie pace. Asta ar fi Evanghelie. Să aflăm că Hamas decide să dea toți prizonierii înapoi și că se opresc bombardamentele de acolo, asta ar fi Evanghelie astăzi, ar însemna veste foarte bună. Economic, Evanghelie poate ar însemna România descopere un zăcământ foarte mare de nu știu ce, să zicem, de petrol și ne spune din decembrie toată lumea va avea un indemnizație minimă de la stat de 2000 de euro. Ar fi Evanghelie. Asta înseamnă Evanghelie. Și la asta aș vrea să mă refer, la o veste extraordinar de bună. Pentru că aceasta este tema cărții epistolei către romani, pe care noi, ca biserică, în perioada aceasta o citim și ne uităm mai adânc în ea. Un alt lucru despre care vreau să vorbesc înainte de a citi versetul este, sunt două caracteristici, sunt mult mai multe, dar două care sunt importante pentru noi astăzi legate de literatura iudaică. Și care se găsesc în versetul acesta. Un prim lucru este, de exemplu, în psalmi. Psalmistul începe și spune, vai, nenorocit sunt și mi se întâmplă și asta, mi se întâmplă și asta și toate sunt parcă împotriva mea și versetul și psalmul se termină, încrede-te în Domnul. Este ideea aceasta genială de a sintetiza, de a transmite o idee, de a sintetiza o idee în cuvinte scurte, puține, dar focusul să fie acolo. Și în al doilea lucru despre literatura lor utilă pentru noi astăzi este paralelismul. Ce înseamnă paralelismul? Este când spui un lucru, de exemplu, și îl repeți. Era un paralelism repetitiv, de întărire. Da? Repeți aceeași idee spunând-o sub o altă formă. Sau un paralelism antagonic, în care spui ceva și apoi spui opusul și atunci ți se întipărește foarte bine în minte acest adevăr pe care îl transmiți. Și în dimineața aceasta, versetul pe care îl citim este o sinteză extraordinară a Evangheliei. Extraordinară. În câteva cuvinte, Pavel cuprinde Evanghelia. Genial și inspirat de Duhul Sfânt. Și, în același timp, face aceasta folosind acest paralelism. Adică, întâi ne spune un aspect și apoi exact opusul lui. Și acum sunteți pregătiți să auziți cuvântul. Textul sună, fiindcă plata păcatului este moartea. Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Repet, fiindcă plata păcatului este moartea.
Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ați observat paralelismul? Sinteza este evidentă, e un singur verset care cuprinde foarte mult din Evanghelie. Așa că vă invit să trecem puțin prin el. Primul lucru despre care Pavel face referire este plata. Plata. Și noi în România avem expresia după faptă și răsplată. Ideea aceasta că a reciprocității, spunea cineva la grup, Ioana, la grup la noi, ideea aceasta a consecințelor care nu vor întârzia să vină, este foarte adânc înrădăcinată în noi, este o parte din cum a creat Dumnezeu Universul, foarte adânc înrădăcinat în tine. Nu e de mirare că oamenii din cauza asta, oamenilor din cauza asta le e frică de moarte, pentru că, intuitiv sau nu, ei știu că după faptă și răsplată. Ideea aceasta este adevărată și Biblia vorbește din această cauză de judecată, de faptul că Dumnezeu nu va lăsa lucrurile strâmbe. Termenul de plată. Și gândiți-vă, de exemplu, la felul în care Hollywood folosește psihologia noastră și nevoia noastră de plată și răsplată în filmele, de exemplu, de acțiune. Toate sunt după același tipar. Da? Sunt unul sau mai mulți care fac tot felul de ticăloșii, de rele, te umpli de revoltă și apoi apare eroul care de obicei îi lichidează și nu simți că îți pare rău deloc. Din potrivă zici, bine s-a întâmplat, e corect, e bine, s-a întâmplat dreptatea. Plata. Ideea aceasta este foarte adâncă. Și pe vremea când Pavel scria, se pare că stăpânii de sclavi puteau oferi sclavului un fel de indemnizație, un fel de salariu. Și omul acesta putea să-și adune acea indemnizație, să-și adune niște avere și apoi să-și cumpere cu banii pe care i-a strâns, cu lucrurile pe care le-a strâns, să-și cumpere libertatea. Da? Averea asta se numea peculium, da, în latină. Dar observați ce spune Pavel. Ceea ce tu ți aduni și ce ai putea să-ți aduni, în capitolul 2 din Roman, cine citește știe repede la ce mă gândesc, ce poți să-ți aduni tu? Spune Pavel, o comoară de mânie. Și Pavel zice, plata păcatului. Deci tu nu poți să compensezi faptele tale rele cu faptele bune? Păi se pare că nu. Se pare că nu. Pavel spune, plata, răsplata păcatului. Și haideți să ne oprim puțin pe cuvântul ăsta, păcatului. Observați că Pavel nu spune plata păcatelor. Foarte interesant. Va vorbi mult despre păcat Pavel și a vorbit deja până aici, până în capitolul 6, va mai vorbi și în capitolul 7 și mai departe. Dar de ce e important să înțelegem acest cuvânt? Observați, Pavel nu vorbește despre păcatele noastre, ci despre păcat, pentru că, și aici ne ajută foarte mult paralelismul de care am vorbit. Și o să revenim puțin la acest aspect. Pentru că ce-i corespunde păcatului din fraza în opoziție? Este în Hristos. Păcatul este o problemă de identitate, de realitate existențială. Așa ești. Noi spunem în românește, ce se naște din pisică, șoareci mănâncă. Pisica nu este pisică pentru că mănâncă șoareci, ci e invers. Ea mănâncă șoareci pentru că asta e natura ei, asta e identitatea ei.
Noi suntem păcătoși nu pentru că facem păcate, ci facem păcate pentru că suntem păcătoși. Este o problemă adâncă de identitate, de realitate. Și Pavel spune, plata acestei stări, ce poți aduna în această stare, ce poți acumula, rezultatul este clar. Și mai este un aspect legat de păcat. Evident, nu o să pot relua tot ce a făcut Pavel până aici sau ce va face. Termenul care este etimologia acestui termen în greacă ținea de faptul că cineva atunci când trăgea la țintă cu arcul, da, să zicem că își potrivea frumos săgeata, o aducea cum trebuia, lua poziția care trebuia și se pregătea să tragă în țintă. Da? Și trăgea. Nu trăgea așa, că i-a fi venit un nas, trăgea doar asta. Așa? Și rata ținta. Se spunea hamartia, da? Sau ceva de genul acesta. Adică ai ratat ținta. Și ăsta este termenul în greacă folosit apoi pentru a construi conceptul de păcat în Noul Testament. Și aici e important să realizăm un lucru. Identitatea noastră, traiectoria pe care suntem, spune Pavel, este una greșită. Este una la care se va vedea finalitatea. Și spune, plata păcatului este moartea. Asta e finalitatea. Asta e traiectoria. Asta e direcția. Și vei spune, foarte bine, ne-ai vorbit de că ne spui o veste bună, până acum numai vești proaste. Așa este. Dar suntem încă în prima parte. Aveți răbdare. Plata păcatului este moartea. Și când vorbim despre moarte, la ce ne referim? E foarte greu să definim ce vrea să spună Pavel aici prin moarte. Pentru că nu vorbește doar de moarte fizică. De ce? Încă o dată trebuie să vedem cu ce o opune. O opune cu viața veșnică. Sunt două lucruri care îmi trec mie prin minte când vreau să spun ceva despre moartea despre care vorbește aici el. Moartea înseamnă, dintr-o anumită perspectivă, singurătate absolută. Absolută. Și vă dați seama ce înseamnă acest lucru? Mulți dintre voi experimentați în anumite momente singurătatea și singurătatea este o durere și poate fi o apăsare. Dar să fii singur în mod absolut, ne putem închipui? Și pentru totdeauna? Asta e un lucru de care ne-l spune cuvântul moarte. Oricât de mult aș vrea să mai fiu cu tatăl meu, nu se mai poate. Oricât de mult aș fi vrut să fiu cu el, poate în ultimele momente și să pot fi aproape de el, nu se putea. A trecut singur pe acolo. Și mai e un lucru în moarte, este despărțire. De aceea avem un gust amar când mergem în gară și ne luăm la revedere de la părinți și îi pleacă sau noi plecăm și rămâi cu un gust amar. De câte ori plecam de la Sighet în vara cu copiii după săptămâni în care stăteau cu bunicii acolo și plecam și știam că ne despărțim pentru o perioadă până în iarnă, era o lungă perioadă în care nu vorbea nimeni în mașină. Era o apăsare, o tristețe, o senzație de amar, de despărțire. Dar ce înseamnă să fie despărțirea aceasta, să fii conștient că te-ai despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu? Dumnezeu să spună, am vrut să fiu cu tine. Și tu ai zis, nu vreau voia mea. Și Dumnezeu să zică, bine, îți împlinesc voia. Ce va însemna asta? E imposibil să descriem. E imposibil să descriem. Și Pavel spune, plata păcatului este moartea.
Dar, și aici vine a doua afirmație, și aici vine vestea bună. Pentru că el spune, darul fără plată a lui Dumnezeu, ca să fie clar cine a dat darul și să fie clar că e, nu e o șmecherie, e dar fără plată, fără contribuție. Nimic din ce aveți în față, botezul ca acte sacramentale, botezul și cina, nu vorbesc despre ce facem noi. Nu! Ei n-au devenit albi pentru că au fost mai buni ca voi, mai deștepți ca voi, mai educați religios ca unii dintre voi. Nu! Un singur lucru a făcut asta. Și veți vedea în cină, sângele lui Hristos. Este darul lui Dumnezeu, fără plată, fără șmecherie. Primesc telefoane și voi primiți, ați câștigat la tombolă, nu știu ce, și deja știu. Ok, primesc gratuit un pachet de șervețele, dar trebuie să cumpăr, nu știu ce, o bormașină, în sfârșit, nu știu. Tot felul de chestii de-astea. Sau ești invitat gratis la o masă la restaurant ca să se facă o prezentare de un produs care te vindecă de, nu știu, de radiații. În sfârșit. Tot felul de șmecherii. Nu, darul acesta despre care vorbim. Și aici vorbim de har. Și asta înțelegeam foarte bine. Însemna când cineva își elibera sclavul fără niciun fel de pretenție și fără nicio contribuție. E har. Asta e darul. Asta e vestea bună. Fără plată. Observați, cuvântul plată apare de două ori aici. Și apoi, ce este acest dar? Este viața veșnică. Absolut extraordinar. Am stat odată vreo două ore să vorbesc cu un student și pe mine am dat seama că eu sunt fraier, că el de fapt nu era interesat, vreau să facă glume. Și îmi spunea, păi ce să fac eu, domne, acolo, o veșnicie, să stau pe un norișor și să dau din harfă? Ce înseamnă viața veșnică? Ce-ți promite Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu să-ți dea? Îți poți închipui? Hai să spun, nu-ți poți închipui. Pavel însuși, care scrie acest verset, spune în 2 Corinteni, spune, am trecut printr-o experiență, am văzut anumite lucruri, dar nu am cuvinte să spun, nu pot să vi le spun, că nu am cum să vă explic. Cum să-ți explic gustul cafelei dacă tu niciodată n-ai avut acces la cafea, n-ai văzut ce e cafeaua? Cum să-ți explic? Cum spun asta? Da? Și cum să vă explic eu, să vă spun vouă despre viața veșnică? Nu știm, dar vreau să vă spun despre Dumnezeu ăsta mare ceva foarte interesant. Și Biblia vorbește despre viața veșnică, încearcă să ne dea diverse lucruri. De asta, când vorbește despre viața noastră de dincolo, Scriptura folosește două prepoziții, vom fi cu Domnul și vom fi ca Domnul. Două cuvinte, prepoziții. Dar, știți câte galaxii sunt în universul cunoscut? Specialiștii spun, estimează, între 100 de miliarde de galaxii, cei mai pesimi, mai puțini, și 2000 de miliarde, adică 2 trilioane galaxii în universul cunoscut. Ce știm până acum? Ce modelăm până acum matematic? Și numai în galaxia noastră, în Calea Lactee, sunt între 100 și 400 de miliarde de stele. Și credeți că eu vă pot povesti ce înseamnă viață veșnică? Nu. Dar ceea ce Dumnezeu vrea să facă este extraordinar. De aceea Pavel zice, când îl compar pe Iisus cu Adam, Iisus a adus mult mai mult. Și am stat să mă întreb, ce a adus mult mai mult? Păi în Domnul Iisus avem, spune Pavel, faptul că se va împlini planul lui Dumnezeu cu tine. Cu tine. Și asta e viață veșnică. Asta înseamnă prezența lui Dumnezeu. Sunt multe imagini din Scriptură care vorbesc despre ceea ce tu tânjești. Și știți ce e important?
fiecare dintre noi avem, că vrem sau nu vrem, că reprimăm sau nu reprimăm acest lucru, avem acest miros al veșniciei în nări, acest gust al veșniciei undeva, avem, spune Eclesiastul, există acest gând al veșniciei în om. Omul nu e obișnuit cu moartea, e obișnuit cu moartea, că vede moarte o grămadă în jurul lui, dar nu poate să se împace cu ea, pentru că nu e făcut pentru moarte. E făcut pentru viață. Și Pavel spune, da, traiectoria pentru cel care rămâne în păcat este moarte. Dar Iisus a spălat păcatul tău la cruce. Iisus te-a iertat, Iisus este Mântuitorul. Este darul lui Dumnezeu. Dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică. Cum? Unde? Cum? În Iisus Hristos, Domnul nostru. Poți fi în păcat sau poți fi în Iisus Hristos. Ceea ce au mărturisit ei astăzi în botez au fost: noi suntem în Iisus, noi ne asumăm că suntem în Iisus și că-L urmăm pe Iisus. Asta vrem. Ei prin botez astăzi nu au devenit baptiști. De fapt, n-am primit nicio cerere din cer să dăm registru bisericii ca să verifice cine poate intra în cer sau nu. Nu. Baptiștii nu pot să te ducă în cer. Hristos te poate duce. Doar Hristos. Și ei asta au spus. Noi vrem să-L urmăm pe Hristos. Noi suntem în Hristos. Asta înseamnă botezul. De asta și Pavel spune, voi v-ați botezat, sunteți în Hristos, în moartea și în învierea Lui. Ce înseamnă să primești acest dar? Îți spune, e simplu, și așa este, este foarte simplu, e un dar. Dați-mi voie să vă spun, trebuie să zgolești mâinile. De mândria ta, de realizările tale, de meritele tale, să scolești mâinile, ambele mâini, vorbesc la figurat, ca să poți primi. Să nu te încrezi în nimic altceva, să-L primești doar ce a făcut Hristos. Să te întorci din calea ta, asta înseamnă pocăință, schimbare, să nu vrei să mergi cum ai, pe aceeași traiectorie pe care ai plecat. Să zici, nu, Doamne, vreau să merg Tu pe Tine, vreau să Te caut pe Tine, vreau să umblu cu Tine. Și să-ți însușești, să primești. Printre primele dăți când eu am înțeles, harul a fost când cineva mi-a zis, asta e al tău. Devii, e suspect când cineva îți dă ceva gratis. Nu? Și de asta câteodată suntem rezervați. Nu. Pentru că numai gratis puteam primi. Noi nu putem face nimic pentru mântuirea noastră. Numai așa puteam primi. În Hristos, o nouă identitate, o nouă cale, o nouă traiectorie. Și Pavel spune, în Hristos totul este nou. Totul se înnoiește. De asta ați vorbit, ați văzut pe cei care s-au botezat vorbind despre noutatea din viața lor, despre lucruri pe care Dumnezeu le face noi, le schimbă. În câteva minute vom avea cina. Ce spune cina? Cam același lucru ca și botezul, numai în altă formă. Ne spune că noi n-am contribuit cu nimic pentru mântuirea noastră și nu putem contribui, e dar. Că mântuirea noastră este de ceea ce ține de ceea ce a făcut Hristos. Trupul care s-a frânt, sângele care a curs pentru spălarea păcatelor tale. Perfect. Și ce trebuie să faci? Să primești. Să iei. Să-ți însușești. Va trece astăzi prin fața ta cina. Și poate vei vrea să iei ca să nu, nu știu, să nu faci notă discordantă față de ceilalți. Nu lua că nu ți ajută la nimic. Cina nu are ceva magic în sine care te va schimba pentru că e magic. De vreau să faci, să te gândești altfel. Ce-ar fi dacă ai lua și pentru prima oară în viața ta ai zice, Doamne, vreau să-mi însușesc. Doamne, vreau să-mi însușesc.
să primesc ce ai făcut pentru mine, e un dar. E trupul și sângele tău care s-au frânt pentru, trupul care s-a frânt și sângele tău care a curs pentru mine, pentru spălarea păcatelor mele. Și mi-o însușesc. Ce-ar fi dacă ai face un mod conștient, venind la El? Hristos e aici. Iată, eu sunt cu voi, le spune ucenicilor. În altă parte spune, dacă doi sau trei se întâlnesc în numele meu, sunt acolo. Celebrăm, de fapt, astăzi prezența Lui în mântuirea Lui așa de faină. În ce am văzut în botez, și botezuri facem de câteva ori pe an doar, și ne-o facem mai frecvent, dar amândouă vorbesc de aceeași realitate. Aceeași realitate. Ce-ar fi ca tu să primești? Ce mare lucru poate face Hristos? De ce? Haideți să repetăm. Fiindcă plata păcatului este moartea. Dar, darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce mare adevăr! Ce mare har! Ne va trebui o veșnicie să ne minunăm. Amin.